Punctuale. 1. S-a primit acea autorizație de funcționare în decembrie? Da. Deci s-a primit. S-a primit. Era o problemă importantă. Contra cronometru și credeți-mă, a fost o muncă de echipă și am apreciat faptul că doamna manager a spus lucrul acesta. E rezultatul muncii unei echipe. Bun. Și nu unei persoane. Și ce șanse sunt ca ATI-ul să se mute foarte curând și ca partea de jos, ATI-ul actual, modular, fie informația corectă despre ASF, autorizația de funcționare, este cu un plan de conformare, evident. Absolut, trebuie să faci niște lucruri până, adică nu ți-o dă, că n-avea cum să ți-o dă altfel. Despre ATI, este a doua componentă importantă, sau aș spune poate chiar prima din cele trei menționate de fostul manager. Pentru că în momentul că undeva în primăvara acestui an, poate începutul verii, sunt multe lucruri de făcut acolo, acel ATI va fi finalizat ca și amenajare, urmând să punem în practică scenariul pe care l-am gândit. Cu oncologia. În sensul de a scoate, scoate ATI-ul din spitalul modular și a-l muta în locul lui inițial, a muta pacienții oncologici, cel puțin cei pentru internarea de zi, pentru că acolo este aglomerație în zona spitalului modular, și a rezolva această problemă de aglomerație.